păcatul. După care puteți să mergeți la orice casă. N-aveți indicați pe nimeni. Oscuta mare. Domn Petru, că... Merge treaba. Merge. Foarte bine. Ce faci acum? Cârnaț. Ne mai uit la cârnaț. Face cârnaț. E porc. De la Cicârlău. Proaspăt? Proaspăt, da. Da. Hai să filmăm. Acum am o filmează mai bine, uite. Eu sunteți la standul Comunei Cicârlău, pregătit pentru sărbătoarea Crăciun în Maramureș. Comuna Cicârlău vine în fiecare an la această manifestare să prezinte nu numai obiceiuri și tradiții prin prezența unui ansamblu coral și de dansuri, care va fi prezent aici reprezentat de două coruri din Cicârlău și din Ilba, dar și prin produsele care se pregătesc de sărbătorile de Crăciun. Și sigur că ele sunt foarte diverse, sunt toate naturale, pregătite de soțiile noastre, de prietenele noastre, de consilierii locali, de oameni de bună credință care și-au dorit să aibă comuna bine reprezentată la această manifestație atât de frumoasă. Aici puteți să vedeți din preparatele noastre culinare, sunt prezentate pâinile de casă, cocii tradiționali de Crăciun, ciurigăi, mere de la Cicârlău, nuci și continuăm apoi cu produsele din carne, ceea ce se prepară în mod tradițional la noi. Aveți o la rețetă tăierea proprie? Porcului. Nu aș putea să spun că sunt rețete speciale, dar sunt rețetele moștenite. Fără prea multe ingrediente, fără prea multe arome orientale, cu gustul acesta specific, țărănesc, aș putea să zic, care se detașează. Și sigur că dacă sunt pregătite de oameni pricepuți, de gospodari pricepuți, aceste produse sunt foarte gustoase și eu aș spune foarte sănătoase, pentru că ceea ce vedeți aici sunt produse dintr-un porc crescut într-o gospodărie din Cicârlău și crescut în mod natural. Avem aici murăturile care însoțesc de obicei produsele acestea. Aceste murături sunt preparate chiar de mine și sigur că am făcut o combinație acolo cu struguri, cu mere, cu varză, gogoșar, conopidă, toate celelalte, ca să dea un gust plăcut sărbătorilor de Crăciun. Avem și în partea cealaltă un stand cu preparate. O să prezentăm vizitatorilor la standul nostru jumări pregătite din porc, carne cu varză murată și, bineînțeles, vinul de Cicârlău va încununa orice vizită aici în standul nostru.
veți intra la masă, să vedeți să luați bunurile astea, că ele oricum se duc. Murăturile pe care le-am prezentat aici sunt preparate cu o rețetă care conține multă miere de albine, nu se folosește zahăr, oțet natural din mere și, sigur, o mică cantitate de sare. De aceea, dacă veți gusta din ele, veți vedea că sunt dulci, nu sunt sărate, nu sunt acre. E o rețetă tradițională sau o rețetă? Este o rețetă pe care am primit-o de la cineva din Banat și am experimentat-o aici și vă garantez, dacă veți gusta, este ceva deosebit. V-am spus că este o combinație, inclusiv struguri, mere, varză roșie, gogoșari, castraveți, un amestec foarte, foarte plăcut. V-ați făcut timp în toamnă să... Da, e una din pasiunile mele. Serviți un pic de soric. Da, totuși dacă... Mă pun un pic de spus soricul meu. Păi, în ăsta mare lucru nu trebuie să îi fac, pentru că o să vedeți, aici avem, ia uitați-vă, vinul de Cicârlău. Acum, pentru că suntem la o sărbătoare de Crăciun, l-am îmbogățit oarecum cu niște ingrediente, cu niște mirodenii, cu scorțișoară, cu mere, cu ișoare. Deși vinul din anul ăsta de Cicârlău n-ar fi avut nevoie de absolut nimic, pentru că este cel mai bun vin care s-a produs în ultimii ani. Dar fiind tradițional vinul fiert, am zis să nu ieșim din obiceiurile și din datinile care sunt aici, de-aia îl prezentăm în forma asta un picuț îndulcit și aromatizat. Uitați-l, mi-aș dori tare mult să îl gustați. E ceva deosebit. Pare, dar este un moment important și pentru cei maturi. Brâncuș. Uitând să fim copii pentru a deveni mai buni, pentru a ne face urări, pentru a... Acum, lunea fără apare, dar în luminată și mai așteptate sărbătoare și ciclul de sărbătoare. Dar în luminată așa, lunea noastră cerită, zilele noastre, Turica, jumăricăle și dincolo vinuțul fiert și vom face cârnăciorul, mămăliguța, toate din tradiția porcului. Aici am pus fripturica, să facem mămăliguța, că pe aia dincoace e un sorica și jumările, să facem jumări crocante la mămăliguța. Cum e, doamne, așa e tradiția aici? Așa e tradiția la noi, Maramureș, să facem mămăliguța și... fripturica și cârnăciorul. Și dincolo, dincolo, dincolo e vinișorul fiert, vin fiert cu scorțișoară și multe mirodenii. De familie? Da, de tradiție a satului. De câte am pregătit așa? Eu sunt de mult. Pregătesc pentru nunți, pentru boteze, pentru porci, pentru toate. Cum am numit? Lăzărescu Eugenia. Ai apa pentru mămăliguță. Și pentru mămăliguța, pentru friptură se face. No. Friptura bună merge cu mămăligă bună. Păi da, și un vin fiert, nu? Păi asta e clar. Ce aici, domnul? Ce gătiți? Am tăiat porcul. Acum facem preparatele pentru cărnați. Urmează în partea înaltă dincolo pentru cartaboș. Aici sunt bucățele de carne care vine pusă la sărat și o curățăm un pic de grăsime, adică de carne. Formă se îndreaptă frumos și pun la sărat. Ce o să faceți bun? O să facem cartaboș, o să facem șoip, o să facem cârnați. Acolo am făcut jumări. Ce e mai bun așa din porc? Ca de obicei, carne. Pulpa de obicei se ia șunca asta, se pune la sărat. Și pe timp de vară, după aia se pune fum. Iar pe timp de vară se taie câte o bucată de șunculiță afumată. Se folosește în mâncare, în fasole, în cartofi. Aici ai capul, ăsta vine despicat, frumos. Scos creierul de afară, curățat,
Și ăsta se pune la, cum spunem noi, șoi. Cu colaborare împreună cu colonelul Ion Popa Pidu și cu inspectoratul lui ISU, cu colaborare cu Consiliul Județean Sprijinirea. Mulțumim celor de la ISU, mulțumim jandarmilor, vă mulțumim foarte mult și după care, la casa din spate, se duc și... După am pus apa la fier. În spate se duc și primesc carul. Fierbetă, clocot, amestecăm făina. Punem un pic de sare, tinerele personalități din zona Cântecului Popular. Cam nu l-am lăsat la fier. În seara în care la 15-20 la sara Grizoșe și domnul președinte Mircea Man, cei doi care se cred unei mămăli și pune așa, fiartă bine, fiartă bine, trebuie să fie fiartă bine, și făcută la ceaun. Da, la ceaun e cea mai bună mămăligă la ceaun. A fost acordat Casandrei Maria Haușii. Dă-mă, Doamne, cum la voiță și murele de zi. Îngerul Domnului Sfânt, zeurel de zi. Cârnațul ăsta, cârnața și de Maramureș, cum e? Cârnața și de Maramureș. Carne de porc, condimentată, tocată prima dată, pe urmă se condimentează. Sare, piper, usturoi, boia. Și care e secretul cârnațului, așa se iasă delicios? Secretul este secretul nostru, dar din carne, din porcul să fie ecologic crescut la noi în cociața, cum se zice. Câți metri ați făcut până acum? Păi avem vreo 20 de metri, dar mai avem încă de 20, vreo 50 ce o facem. Crezi că ajunge pentru toată lumea? Cred că ajunge. Cred că și rămâne. Mulțumim copilor de la Budești. Vă rog, copii. Așa, cu mine și aia, Igor, să spun. Bună ziua, păi. Mai bine, pune-ți porunca. Dar n-am. Ziceam în prezentarea anterioară despre surpriza pe care l-a făcut domnul Gerard Iginos. Iată, corul jandarmii Acum să mă fac mâncare, mai bine mergem în șapte ce este pe lângă. Așa ne picură. Noi intrăm în șapte cu ce colindăm. Usta creștine, că zinim din nou la tine, că zinim din nou la tine, drumul ușa. Pe colindători. Cu nuci, cu mere, cu colaci, bucuria dulciuri. Copilor, dulciuri. Știrile cele mai tari din Maramureș. Am găsit două victime. Lovit de fulger în stop. Reale, șocante și necenzurate. Hai este, nu mai este și gata. Știrile care te vor marca zi de zi. Știrile pe care le afli mereu primul.
palmeme.ro. Mereu primii.